Bună dimineața! Astăzi suntem la cumpărături într-un alt mall, și anume mallul Ibn Battuta. Un mall foarte interesant, dacă observați voi cum este el structurat, cum este conceput, ca un cartier de viluțe în aer liber. Noi n-am venit pentru, neapărat pentru mallul acesta, deși dacă se lasă cu cumpărături nu e nimic în neregulă. Noi am venit de fapt la Carrefour ca să facem câteva cumpărături. Carrefour este aici și cumpărăturile nu sunt atât de importante, cât vreau să vedem, să facem o comparație de prețuri, să vedem cum trăiesc arabii, cum cheltuie banii, care e diferența între prețurile noastre și ale lor, să vedem dacă se poate trăi aici în Dubai cu prețurile care sunt într-un supermarket până la urmă, că vorbim despre cei care își fac cumpărăturile de aici în mod uzual. Așa că voi încerca să mă acces pe produsele pe care noi le cumpărăm de obicei acasă, ca să știu cât de cât, sper să-și ne aduc aminte cât de cât ce prețuri avem noi și să vedem diferența cu prețurile de aici. Așadar, vă invităm în Carrefour! Lucru cel mai important în casa unui om, și anume hârtia igienică. Și vreau să vă arăt 15 dirham 50, deci vă spuneam cam același ca la noi. 10 bucăți, asta ar însemna 1,55 lei, cam cum e la noi țeva, să zicem, una dintre cele mai bune. Uitam la uleiul de măsline, 1 litru 23,75, cam așa e și la noi. Nu e mare diferență. Și mă uitam și aici la orez de tăuret, nu? Egiptian. Orez 3 bucăți cu 25-25, cam scumpuți. Mă uitam și la Nestui cu ăsta, 12,25 lei și are 20% gratis. Eu zic că e cam ca la noi, așa. La zahăr, nu? Doinița asta e zahăr la 2 kg, 9 lei, să zicem, nu? 6 kg, 9 lei. Ar veni 1,50 lei. Și e bun. E bun. Da. Fanta și cola la doză, 9,50 lei, 6 băxulețul de 6 bucăți. Asta ar veni cam 1,50 lei bucata. Și bun la preț, cam ca la noi. Apa noastră cea de toate zilele, după cum vedeți, apă la 1,50 lei, baxul de 6, 5,50 lei. Asta ar însemna cam nici măcar 1 lei bucata. La raionul de șampoane, mă uitam, de exemplu, un șampon, nu, uite așa, un balsam din asta de care am și eu acum la baie, 14,40 lei. Mi se pare un pic mai scump, parcă eu totuși am dat în jur de 10 lei, un pic mai scumpuț. Dar, în general, sunt cam aceleași prețuri, cum văd eu. Ăsta mare, 31, 22 șampoane. La care se adaugă și 2-3 lei în plus, pentru că nu e aceeași paritate. Ei, da, să zicem cam shoulders, de exemplu, 19,70 lei. Mi se pare că e prețul identic cam ca la noi în magazine, nu? Hai să nu zic, poate nu în supermarket, dar în magazine... Niște săpunurile, mă uitam la Palmolive, zic eu că varianta asta este un pic mai mare decât la noi, 3,85 lei. La noi în jur de 2 lei și ceva varianta cealaltă mai mică. Da, parcă și mirosul e un pic diferit. Ia să vedem la DAV. 6,45 lei, dar diferă, văd, 4,40 lei, nu știu, diferă aroma parcă. Parcă mi se pare un pic mai scump, dar și el e un pic mai mare ca și produs. Asta pe care noi îl luam în mod frecvent de la Kaufland, 8,35 lei, cam ca la noi este. Asta cu cristale. Același preț. Bine, sunt varianta mai ieftină, 7 lei, varianta, 5 lei. Da. De în jur 11,25 lei pentru că e mai mare. Uite, asta e 5 lei. 5,75 lei, bun. Da. Pentru genurile de duș, mă uitam la DAV și mi se pare un pic mai scumpe ca la noi. De jumătate de litru, 28,35 lei, mi se pare mult mai scumpe ca la noi. La noi sunt în jur de 20 de lei, dar până în 20 de lei, cam așa. Ofertă specială la Colgate, tripla acțiune, 3 bucăți, 14,75 lei. 15 lei, adică 5 lei, cum ar veni, nu? 5 lei. Varianta de 125 de mililitri, foarte bun la preț. La spuma de Burberry, gilet, văd 18,25 lei și asta e spuma cealaltă, mai fie de spuma de rasă.
Și scrie și în românești. Da. Wow! Antiperspirantul acesta pe care eu vi-l lăudam că îl folosim tot timpul, mă uit pe 15,20 și zic eu că e un pic mai scumpus ca la noi. Eu îl găsesc în Kaufland, nu știu, la 12 lei, cam așa ceva, deci cred că îmi se pare un pic cam scump, dar luăm că avem nevoie de el. Mi-a atras atenția pachetul acesta care e foarte convenabil la preț, are un Pantene de 600 și unul de 200, de 800, deci 800 de mililitri, aproape un litru, 23,50. Și din coace la Pantene-ul ăsta, la altul, ăsta e Detox Keep, ăsta e Head & Shoulders, da? Și aici la fel, avem la 20 de lei, avem 400 și 200, 600 de mililitri de șampon Head & Shoulders. Foarte tare. Ne uitam la Kinder-ul felie de lapte, cum e la noi. 18,85 lei, 10 bucăți, asta ar însemna 1,90 lei aproape, deci e cam ca la noi, față de la bucată care e 2,25 lei. Ți și un produs numai cu un leu, și anume o prăjiturică Oreo pe care eu nu știu, n-am văzut-o la noi, e posibil să existe, dar eu n-am văzut-o, un leu aici, deci tare. Snickers, de exemplu, uite, două batoane Snickers, 3,40 lei, cred că e un pic mai ieftin ca la noi. 3,40 lei și variante de 1,55 lei, dar minusculă. Ciocolățica Kinder, 3 lei, 4 bucăți, deci ar veni cam 80 de bani, cam ca la noi, e ciocolățica Kinder. Foarte convenabil aici pentru biscuiții Oreo, două pachete, 14+2 gratis, adică ar veni 16 bucăți 1 și cu 16, 32 de bucăți. 32 de bucăți, bucăți 23,25. Super tare! Practic ai 28 de bucăți și 4 gratis. Foarte mișto. Despre sucurile mari, am ajuns la Coca-Cola la 2,25 litri, 7,90 lei, un picuț mai scump ca la noi. Și Fanta de asemenea, 7,90 lei la 2,25. Asta la 503,15 lei, puțin mai scump ca la noi. Ce ne-a frapat foarte mult este prețul mare la Red Bull. Energizantele sunt foarte scumpe, am văzut asta în mai multe locuri, dar și aici în Carrefour, Red Bull e 9,75 lei. Și la ambalaj mare? Și la ambalaj 13,70 lei. Și aici la boxuleț 39 aproape, 4 bucăți. Deci foarte scump. Am venit în nebunițe aici că am văzut Holstein, am văzut Bavaria, zic, wow, băutură în Carrefour și noi știam că nu există băutură în supermarketuri în Dubai, ci numai, v-am spus, în un magazin special pentru băuturi, unde te duci numai pe baza unui card, e foarte complicat, sau în localuri, după 10 seara poți să bei, dar în supermarket n-am văzut așa ceva și ne-am năpustit aici că am zis, wow, bere în... Și el de fapt nu e o bere, e cu gust de fără alcool, da? Cu gust de măr, cu gust de ce? Rodie. Așa și 0% alcool. Deci nu există 0%, 0%, nu există alcool. Nu și la ouă, pentru că noi crăpăm în noi ouă până nu mai putem și suntem total uimiți de prețul de la box de 30 de ouă, 17,55, 30 de bucăți. Ar veni după socoteala noastră în jur de 0,60 ouă. Mai departe și am găsit și cu 0,50 ouă. 15,30, băxuleț de 30. Super convenabil. Am ajuns la un produs pe care noi nu-l găsim. Dacă cumva știți că există pe undeva, să-mi dați vreo sugestie de tipul ăsta, vă rog să o faceți. Albuș de ouă. Noi îl căutăm în România de ceva timp pentru băiatul cu sportul, cu sala, cu proteina. Și iată că aici sunt 18, cam scumpuț, 18,75 lei și sunt și diferite tipuri, sortimente. Noi nu găsim așa ceva, cam scump. Ia uite, ăsta e 30,80 lei. Ajung și la raionul de iaurturi, lapte și alte lucruri din astea și am rămas uimiți de iaurtul Olympus pe care noi îl consumăm, ăsta de 10, dar au același preț. Și ăsta de 0. De 0, 20,90, deci foarte, foarte scump. Pentru că sunt importate, da, bănuiesc din acest motiv. Ne uitam și la lapte, 10,50 lei, un litru, nu? Nu, are 2 litri. Mai mult, da.
Nu, a, uite asta, de un litru, 5,80 lei. Nu e scump. Asta e low fat, da. Și asta este, da, cu grăsime. Asta cu grăsime, da. Am ajuns la iaurturi și cum noi suntem mâncători dimineața de iaurt, am găsit o găletușă de 2 kg, iau tasie aici, low fat, cu 11,55 lei. Până acum aici am consumat din astea, așa, 5,25 lei și le-am luat de aproape de, le-am luat de aproape de casă cu vreo 6 lei și ceva. Așa că cred că vom lua o găletușă din asta, nu? O găleată mai mare care costă mai puțin decât asta. Deci asta e 11,55 lei și asta e doar 11 lei și are 3,8 kg. Nu e low fat, dar e 11 lei, vă imaginați? O dita mai găleată. Acum nu putem să ne hotărâm pe care să o luăm. Pasta sau pasta? Am ajuns și la legume și fructe și vreau să vă arăt prețurile pentru că sunt importante. 5,50 lei pomelo roșu de China și mai era și un 7 lei și ceva un altfel de pomelo. 6,40 lei lămâie. Hai să vedem și la clementine. Clementinele 16,95 lei. Portocalele roșii 13,95 lei, dar există și cu 6,95 lei. Mai vine de acasă. Mandarinele 7,95 lei. Prunele, vezi acolo, 6,50 lei. Căpșunelele la caserolă 4,25 lei, din Egipt. Scam vers, dar mi se pare prețul foarte bun pentru o poftă. Și avem și la lădiță. La lădiță de 1 kg 39,75 lei, dar arată super. Arată super. Piersicuțele, poate 14,75 lei, o reducere 37%, dar oricum se fac foarte, foarte scumpe. Probabil că sunt importante de asemenea. Uite și nectarinele. Nectarinele 28,50 lei. Oh my god! Deci aici e pericul afară. Ia să vedem la banane. Bananele 6,50 lei și sunt cam urâte. Dar sunt și banane din astea roșii și mici. Noi am gustat din astea un gust de lapte, așa, sunt superbe. Uite și alea, floare. Și banane flori. Banane super mult floare. 6,75 lei. Și bananuțele astea curry, sau nu? Curry? Da. 13,95 lei, oh my god, astea sunt extraordinare, astea sunt bune. Ne mărdați banane. Și am găsit și banane mai ieftine, ca 3,90 lei din Filipine. Până la urmă, banane. Bun prețul, ăsta e bun. Și arată mai bine ca alea de acolo. Am găsit și merele pe care noi le iubim în România. 6,50 lei, destul de scump. Și cele galbene, 4,25 lei la astea galbene. Cu 35%, 4,25 lei. Bun. Bun, e un pic mai scump ca la noi, dar bun la preț pentru aici. Și surprizele, uitați, roșiile 16,95 lei, adică 17 lei. Oh my god. Și sunt și la 18,95 lei. Dar sunt și puțin mai necoapte la 3,95 lei. Castraveții de aici, așa, 5,40 lei. Destul de bun la preț. Ardei sunt 12,95 lei. Dar cam așa și la noi în perioada asta, nu? Deci au crescut prețurile și la noi. Ăsta 17,30 lei, ăsta roșu 12,95 lei, galben 12,95 lei. Aici sunt niște chestii multe. Ardei iute, 8,75 lei. Și altfel de ardei pe care nu cred că tot iuți sunt, dar alt tip, din aștia mai mari, da, chili, grill. Ne uităm aici la pulpițe și văd 600 de grame, aproape 20 de lei. Merită, nu? 700 de grame, deci asta e aproape 20 și asta e 22,80 lei. Cartoful, mâncarea de bază a românului, 3,75 lei, deci mai scump ca la noi, arată foarte bine. Hai să vedem și la ceapă, 4,45 lei ceapa roșie. Destul de scumpuț. Ghimbirul, 12,50 lei, ăsta e cam ca la noi. Usturoiul, 14,75 lei. Și ceapa normală, 3,50 lei. Usturoiul ăsta e la 8,30 lei. Și ghimbirul? Și ghimbirul ăsta la 6,75 lei. Varza, de exemplu, 2,95 lei, 3 lei, ca o varză așa frumoasă. N-am văzut până acum. Hai să vedem și vinetele, 7,95 lei. 5,95 lei. Cam scumpă pe asta. Finiți. Și am găsit o bachetă
Oh, arată un pic așa. Demențial. 3,25 lei, dar e mult mai mare decât la noi și există și varianta micuță. 1,25 lei. O pâine feliată, 6 lei. Fraților, și pâinea mi se pare cam scumpă. Văd aici o pâine de 800 de grame, 11,50 lei. Sau 10,25 lei, nu știu, nu scrie cum, nu scrie cât are. Asta cu semințe, 9,75 lei cu cereale. Deci mi se par foarte, foarte scumpe. Haideți să vă cruciți la prețurile la șunca presată, la parizer din ăsta, ce-o fi el. Deci sunt niște prețuri. 58,35 lei. Și trebuie să menționăm că toate sunt din pui. 65, da, nu există porc. Hai să mai vedem și pute. 87. Există porc, dar... Da, anumite locuri. 87,50, 78. Dar am văzut și aici, aia vină cu 125. Ce fi aia? 200. Carpaccio, nu știu ce. Și șunculiță, 179, 109. Am încheiat cumpărăturile. Acum mergem la casă să achităm. Și vreau să fac o concluzie la această plimbare de astăzi. Concluzia este una singură. Prețurile sunt cam ca la noi, în România. Mai mult sau mai puțin. Se poate trăi în Dubai cu un pic de grijă, cu cumpărături făcute din supermarket, se poate trăi foarte bine. Vă mulțumim dacă ați rămas cu noi până acum și dacă ne-ați urmărit excursia noastră de cumpărături de astăzi și vă aștept la următorul filmuleț, tot de aici, din Dubai.